Acestea au fost știrile acestei ore. Revin la fix cu noi informații. Situația se schimbă așadar de la minut la minut și o să vin cu noutăți. Mulțumim mult, Daniel. Știi cum ar trebui să zici, Daniel? I'll be back. I'll be back. Să știi că te așteptăm aici, Daniel. Mă bucur tare mult că suntem conectați cu marile evenimente ale lumii. Iată că am avut seara americană aici la televiziunea română și continuăm ca fiind dimineață americană. Avem toate informațiile, sunt complete și rămânem cu această întrebare. Trump sau Biden? Nu știu dacă o să putem să răspundem noi, dar cel puțin rămânem la curent cu tot ce se întâmplă peste ocean. Ce scrie pe tine, dragul meu? Ce scrie pe mine? Duck you. Duck you, adică rățușcă tu. Și știi cine e o rățușcă? Tu. Și zici, nu, eu sunt și eu o rățușcă, da, rățușca cea frumoasă. A, rățușca cea frumoasă în această dimineață este venită și ea de peste ocean. Da. Ajunsă proaspăt, Bianca este aici. Bună dimineața! Ia uitați-vă! Deci bună dimineața, bună dimineața, Bianca! Wow, cowboy girl! Hey. Vreau să întreb pe Angie dacă are un pai ceva, știi? Să stau cu el. Te ascultăm, Bianca. Bună dimineața! Astăzi, în capitală, vremea redevine în general frumoasă. Cerul va fi variabil, chiar dacă acum avem pe alocuri condiții de ceață. Temperatura maximă va ajunge la 15 grade. În țară, însă, vor fi înnorări și local va ploua slab, cu o probabilitate mai mare în zona de sud-vest. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi posibile cu totul izolat. În zonele joase avem condiții de ceață, iar maxima zilei este de 16 grade în vestul și nord-vestul României. Atât pentru moment, revin după ora 8 cu mai multe detalii. Iha! Auzi, da, păi și așa. Plec. Să plec așa. Perfect. Doamne, cum te miști. Nu ieși, nu ieși. Rămâi cu noi. Rămâi cu noi. Cowboy girl. Hai, mă, cât de ușor. Vă felicitări, Fereșteanu. Și vorbeam de talent, nu? Vorbeai de talent și cine mai este talentat la noi aici acasă, la Cu Capul în Zori? Vă spunem noi, astrologul nostru de serviciu, extraordinar, pe numele ei, Mădălina Alexandra Manole. Oh, bună dimineața. Bună dimineața. Sau good morning, dacă vrei. Nu? Așa ar fi cel mai corect, nu? Astăzi. Da, astăzi, așa este. Te ascultăm. Luna își încheie astăzi tranzitul prin Gemeni, dar nu înainte de a-i transmite toată susținerea lui Mercur, însuși guvernatorul zodiei, proaspăt ieșit din retrogradare. Suntem susținuți în comunicare, ne exprimăm cu mai multă ușurință față de zilele trecute, dar trebuie să avem grijă să o facem și cu înțelepciune și responsabilitate. Haideți să vedem pe scurt ce fac zodiile astăzi, iar în următoarea oră revin cu mai multe detalii. Berbecii se fac plăcuți de cei din jur, taurii se pun în valoare, iar geminii sunt plini de viață. Racii se conectează la spiritualitate, leii primesc sfaturi bune, iar fecioarele se pot autosabota. Balanțele își ating niște idealuri, scorpionii sunt mai optimiști, iar săgetătorii caută pacea în relații. Capricornii sunt apreciați de cei din jur, vărsătorii devin magnetici, iar peștii nu se lasă manipulați. Dragii mei, atât pentru prima oră, dar promit că vin cu detalii mai multe în a doua oră. Știi cum te așteptăm noi? De fiecare dată suntem nerăbdători. Eu pentru rac și balanță recunosc. Fereșteanu, dacă toți suntem cu americanii astăzi, am găsit pe Rolling Stone, pe publicația online Rolling Stone, un top cei mai buni cântăreți americani din toate timpurile. Și în top 3 se află așa. Ray Charles, Aretha Franklin și... cine mai era? Elvis Presley. The King! Rock and roll! Am zis Ștefan Bărica al nostru, dar... Am citit eu topul acesta de Rolling Stones. Pe primul loc Aretha Franklin, dar surpriza mare vine că în acest top al celor mai buni artiști americani, să știi că Michael Jackson ocupa abia poziția 18, iar Freddie Mercury 21. Tu îți dai seama? Freddie? Da. Păi ăla vine din UK. E trecut acolo, în top. Pentru că a trecut granițele cu muzica. Probabil. Și a intrat... Mamă, cât de bun, cât să, de fii. Bun să fii! Când ești o legendă, la adevărat sens al cuvântului. Americanii ne-au dat și muzica, și iată ce muzică. Ne-au dat și filme, blockbuster pe care le iubim cu toții, dar ne-au dat și mâncăruri, Dumnezeule. Hai de zi, hot dog sau hamburger? Dacă am zis de mâncare, Fereșteanu a zâmbit cu gura până la urechi. Zi un fel preferat. Hamburger, nu, hot dog. Mai nou, vreau să spun de ce aleg hot dog-ul. Aleg hot dog-ul pentru că vreau să-ți spun că am un supermarket la mine la bloc.
Așa. De unde îmi cumpăr hot dog mai nou. Și pun cu ketchup și cu maioneză, Angie. Știi cum? Mâncare super bună. Sănătoasă, sănătoasă, bună, inventivă, de mult da. De lucru la ea. Mâncare. Verde. Bă, da, da, verde. Da, verde. Eu sunt cu burgerul. Cu hamburgerul. Da. Da? Îmi place foarte mult. Și cartofii prăjiți. Și mai plac clătitele lor, pancakes. Pancakes-urile americane. Cu siropul ăla de arțar. Da, foarte bun. Am auzit că folosesc sirop de porumb cam la orice. Da, pe sunt, da, dar nu știu cât de sănătos este. Dar, da, ne place mâncarea lor. A, păi ce au sănătos? Ce au sănătos? Muzica. Mâncare sănătoasă, muzica mai puțin americană. Și gustul este sănătos. Da, sigur. Dar apropo de mari artiști, vreau să facem trecerea spre un mare artist din România. El are și cetățenie americană, dar... Dar? El este al nostru Ionuț Dolănescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Ia uite! Vodka ta e greața! Asta zic! Cât este ceasul, Ionuț, la tine? Este în România. Ah, sunt în România, da. Ești în România? Este în România. Ah, am înțeles. Da, da. Eu am... Din păcate, săptămâna trecută am fost testat pozitiv COVID și n-am mai putut pleca în America. Ni s-au zădărnicit planurile, da. Inițial, astăzi trebuia să fiu în America. Vreau să iau cu asalt urnele americane, să votez pentru prima oară și eu în calitate de cetățean american, dar iată că nu s-a mai putut efectua plimbarea în America, am rămas acasă și am votat online de aici. Ești izolat împreună cu toată familia? Da, suntem în carantină 14 zile, pentru că sâmbătă am făcut un test înainte de a pleca în Statele Unite și am ieșit pozitiv și eu și soția mea, din păcate. Dar nu avem simptome, suntem asimptomatici și nu avem temperatură, nu avem, dar în orice caz, mă rog, ne stăm izolați aici în casă ca să nu infectăm și pe alții. Practic, tu ai fost testată pozitiv cu noul coronavirus în momentul în care ai vrut să pleci. Ai fost nevoit să faci acest test pentru plecare, nu? Exact, așa s-a întâmplat. Wow! Noi îți dorim multă sănătate, dar eu aveam și o curiozitate. De ce mergeai acolo? Doar pentru vot sau aveai și câteva proiecte? Nu, am și câteva proiecte. Aveam câteva probleme personale pentru că eu am niște proprietăți în Florida. Vreau să și votez și cu Trump, să știți că am votat. No! Mamă, ești un cetățean exemplar. Sunt un republican. Ai votat. Am înțeles. Sunt un republican convins. Am înțeles. Da, și în sfârșit. Bine, aveam și un plan să lansez un nou album. Am un album pe care tocmai l-am editat. Se intitulează 40 de ani de carieră. Exact, da. În anul viitor împlinesc 40 de ani de cântec, pentru că eu am debutat în anul 1981 alături de tatăl meu, marele interpret, regretatul Ion Dolănescu, la vârsta de doar 9 ani. Da, și aveam de gând să fac această lansare împreună cu Orchestra Moldovlească de la Chișinău, dar toate aceste lucruri nu se mai pot întâmpla sau probabil se vor întâmpla online, cum este la mod acum. Să revenim la căsuța din America. Câte camere ai acolo, Ionuț? Câte camere? Căsuță în pătestă, 3 camere. Nu e nimic spectaculos. Și vecinii sunt prietenoși? Sunt lecânți, îi mai îndulcești, așa? Cum te înțelegi? Foarte prietenoși. Da. Trebuie să vă spun că am făcut un turneu întreg împreună cu maestru Nicolae Botgros. Să-i dea Dumnezeu sănătate, pentru că și domnia sa, din câte am înțeles, se află la reanimare, este în stare critică la spitalul din Chișinău. În sfârșit, și am făcut un turneu foarte frumos anul trecut, 2019, împreună cu Orchestra Lăutarii, acolo în America. Să știți că românii americani sunt dornici de muzica noastră, de tradițiile noastre românești. Și de câte ori am avut ocazia să cânt pentru comunitatea românilor de acolo, am făcut-o cu multă, multă dragoste. Acum stăteam de vorbă cu prietenii mei de la Orlando, cu familia și, în sfârșit, apropiații mei de acolo și erau necăjiți că le-a plecat preotul de la biserică și comunitatea nu mai are preot. Așa că trebuie să-i ajutăm pe frații noștri din Orlando, români, să-și găsească un preot la Biserica Sfântul Mihail și Gavril din Orlando. O biserică foarte frumoasă, de altfel, și o comunitate extraordinară. Comunitate puternică de români. Acolo ai și vecini români? Da, am niște prieteni care sunt ca niște frați. Familia Curtu, îi îmbrățișez, le doresc multă, multă sănătate.
Îi iubesc din toată inima pentru că ne-a fost de mare, mare sprijin și ajutor. Oamenii sunt de bine acolo și sunt relaxați, vorbesc tot timpul cu ei la telefon. Bine, nu vă spun că jumate din familia mea, mama se află la Los Angeles, mama Maria Ciuban. Wow, frumos! O salutăm și noi și urăm multă sănătate și o pupăm cu drag. Voiam să mă întrebăm, Ionuț, tu ai cântat vreodată în engleză folclor? Da, vrei să încerc să vă cânt ceva acum? Da. Ești foarte generos și îți mulțumim pentru asta. Pardon, nu știu cum îmi sună mie vocea după COVID-ul ăsta, așa, sunt cam... Dar acum cred că am devenit bariton. Super, stai un pic, să facem un moment. Trebuie să vă spun că nu sunt cea mai matinală persoană din lumea asta. Eu mă culc foarte târziu și... Adică, de obicei, mă culc dimineața, că asta e meseria. Am înțeles. Fii atent, tu ești cafeaua noastră de dimineață, dimineața. Many years love and happiness. Many years to be peace and harmony. Eu refren dintr-un cântec al nostru, la mulți ani, mulți ani, noroc și mulți bani. Lasă, da, că bine zis. Foarte bine. Să ne priască și să ajungă urările tale și la noi. Asta zice. Să fie frumoasă cu toți, vă îmbrățișez și Doamne ajută să fie pace. Să ne vedem să cu bine. Să fim cu toți. Multă sănătate îți dorim și îți mulțumim tare mult că ne-am început dimineața împreună. Am cântat și în engleză și abia te așteptăm bine aici în studio. Zi frumoasă, Ionuț. Cu respect. Ciao, ciao. Ce frumos, ați văzut? Dai, eu am și o traducere de la M-am născut între Carpați, normal, dacă vrei. Normal, cu am făcut-o seara, mă, doi. Am făcut-o, vrei să o cântăm împreună? Hai să le facem otrovă. I was born in the Carpați, at the bound of the mountains. With the mother... No. Da, e varianta urbană. Da. In a house cu mulți frați. In a house with many brothers. And with many doruri. Doruri. Da, super. Cuvintele voastre. Da, exact. Băi, dar folclorul în engleză... No, mai bine folclorul nostru românesc, exact așa cum este el. Am fost surprins că Ionuț l-am găsit în izolare. Nu mă așteptam la lucrul ăsta. Hai, dar... mama, că ți-a căzut casca și poate... No. Ratez ceva important. Nu? Da. Ce să fac? Am... Pe Ionuț, l-am... Vezi că ratam ceva important? Mi-a scăpat pe ăsta. N-am fost atent, ți-am zis. Na, Iza. Ești atent la mine, ești atent la Angie și te văd că tot tragi cu privirea acolo. Tot mă duc. Simțiți că trag într-o anumită direcție, să știți că trag în această direcție, spre Angie, bineînțeles. Da. Pentru că ea gătește în această dimineață. Ea gătește în această dimineață și vreau să vă spun că este o persoană foarte importantă, foarte talentată. Și a venit și Bianca în această dimineață. Bună și ție. Bună, Bianca, ce faci? Aproape cum te-a văzut, Sema. Bine, ce surpriză. Mamă, ce frumos ai dat-o, foarte bine, bravo. De ce te-ai schimbat? Ce faci? Ei, poți să vezi. Stai liniștită că aștept. Dansezi sau ceva? Da. Dar stai să mai vorbim cu Angie. Deci știți ce am zis? Bianca, dar ce nebună ai venit astăzi, por favor. Auzi ce a zis Angie, ai auzit Bianca? Ai venit foarte nebunate ca astăzi, ai venit foarte revoluționată. Vreau, Bianca, te rog, lasă-mă, dacă nu ți-am făcut o prezentare pe placul tău, să mulțumesc prietenilor noștri de la Eleganți care te îmbracă pe tine minunat în fiecare dimineață. Mulțumesc și eu. Te-au făcut și Bianca Edition, nu știu dacă ați văzut. Am văzut pe Instagram, dar sunt așa. Doamne, ce răsfățată ești! Păi la... Abia aștept să-i facă o ținută asemenea Biancăi și lui Angie. Vrei și tu o ținută de acest gen? Și mai precis aș vrea cu pătrățelele la vedere. Da. Eu am cerculețe, să știți că și eu le pot expune la nevoie. Dacă vrea cineva, colegii mei sunt disponibili. Eu chiar și așa lumea. Am vrut să vă propun să mă lăsați și pe mine să dansez și să vină Bianca la bucătărie. Nu tot eu la bucătărie și Bianca la dans. Te pricep la bucătărie? Să mai facem și schimb. Așa, în pandemie am mai învățat niște rețete. Ai văzut? Perfect. Poți să stai lângă mine în permanență, ca și nu mai fi geloasă pe Angie. Unde mă duc, nu te spăra? Păi, tu ești cu mine întotdeauna. Tu ești jumătatea mea, dacă eu sunt prezent aici și tu ești aici, pentru că jumătatea mea este întotdeauna cu mine. Vă rog, luați obosit suficient în această dimineață. Se întâmplă lucruri în pentru state. Pentru că vreau să vă spun că în state, apropo de Daniel, care ți-a urmărit dansul la acolo din spate. Cu coana ochiului, ia uitat. Să-l vedem pe Daniel.
vedem pe Daniel? Rodica, îl vedem? Poate fi puțin, puțin, ia. Daniel? Ia. Puțin, puțin. Da, știrile, el pregătește știrile. Ia să-l vedem. Ia, stați să-l vedem. Uitați-l, Daniel. Eu stau în spate, pregătesc știrile, da? Pregătește știrile. Spate și pregătește știrile și din acest motiv. Vă voi să faceți treaba. Daniel, recunoaște că mai aveai puțin și erai și tu aici la dans. Că te-am văzut, așa făceai, așa făceai după colți. Te-am văzut. Trebuie să ne menținem înviorarea de dimineață. Îți mulțumim, Bianca. Îți mulțumim. Mă duc înapoi la știri, da? Te așteptăm cu știrile. Așa, zic cum America, dragul meu. Zic. Apropo de Daniela, apropo de faptul că noi aici suntem conectați în permanență cu marile evenimente, spectacolul democrației în plină desfășurare a fost Noaptea Americană la TVR1. Continuăm cu Dimineața Americană și vorbea Daniela, aveam chiar imagini live din USA, din state, în care ai văzut că susținătorii celor doi contracandidați au strâns în stradă și au devenit chiar și agresivi. Ei bine, un astfel de moment era așteptat și era așteptat chiar și de marile filme care și-au baricadat vitrinele de o perioadă. Tiffany's, spre exemplu. Hai, mamă, unde ne-am fi imaginat voi că noi că vom trăi vremurile astea? Da, Angela, deci bune. Dacă vrei să cumperi un diamant acum de la Tiffany, nu poți. Nu, acolo sunt proteste. Sunt... Bine, poți cumpăra online, sigur. Dacă ai bani, poți să faci orice. Bani, hai, că în rest ne descurcăm. Eu vreau să stau ca și în mic dejun cu diamante în fața vitrinei, să vină fereșteanul să zică, hai, iubita mea, să-ți cumpăr un diamant, așa, aș vrea, cu muzică. Te-aș duce, dar acolo vitrinele au fost efectiv blocate, au fost acoperite cu placaje de lemn, sunt pregătiți de fapt toți oamenii de afaceri și toți americanii pentru violență în stradă în seara asta, pentru că e un proces electoral complicat, un proces electoral la care a participat, conform analiștilor politici, mai mult cu 20% oameni decât în 2016. Cât se așteaptă? Că tu ești foarte informat, al meu fereșteanu e foarte informat în privința acestui subiect. Doar am citit și eu, nu sunt foarte informat. Eu l-am citit și atunci te întreb pe tine ca un muritor de rând. Câți americani sunt așteptați la vot? Aproximativ 150 de milioane. Ieri, la ora 16, peste 98 de milioane deja exercitaseră dreptul de vot. Au fost și alegeri anticipate. Vă spuneam că e un proces electoral complicat. Avem voturi anticipate și voturile directe. Ieri au fost voturile directe, iar ieri, până la ora 16, peste 90 de milioane de americani deja își exprimaseră alegerea. Ai votat vreodată? În Spania, pe undeva? Da, totdeauna votez. Eu sunt cetățean foarte modern. Auzi că ești în Spania, că ești oriunde. Eu votez. În Spania, în România, eu votez și votez și la alegerile spaniole și la alegerile românești. Sunt un cetățean ești model. Și cetățean... Nu sunt cetățean spaniol, sin embargo, pot să votez la... Eu mi-am refuzat de două ori, ca să vedeți cât de național este. De două ori am refuzat naționalitatea spaniolă. Dar la alegerile locale întotdeauna am votat. Doar la alegerile președinției nu pot să votez în Spania. Ah, ok. Bun, deci cetățenia spaniolă nu ai. Pardon? Cetățenia. Că mi-ați vorbit amândoi și asta, eu nu pot face două lucruri odată. Ia mai fac unul, am câte vreți în mașină. Ați observat cum mă bagă în seamă colegii mei, pentru că ieri m-am supărat pe ei și acum îmi dau conversație ca să nu mai știu. Colegii, credeam că suntem prieteni. Păi până ieri am fost prieteni, acum sunt colegi. Eu am spus despre tine că e sufletul meu, tu ce faci? Mulțumesc frumos. Mă faci coleg. Ne-am refuzat cetățenia pentru că Spania, din păcate, are un acord cu România. Dacă tu ai cetățenia spaniolă, trebuie să renunți la cea românească. Și eu am considerat că nu am de ce să renunț la cetățenia românească pentru a avea cetățenia spaniolă. Așa sunt și ei la fel de naționali, știu, așa sunt legile. Serios, de exemplu, America, Germania, poți să ai dublă cetățenie. Da, în... Ce s-a toage acolo, ea, mai zi o dată. Hai să revenim la rețetă. Dublă cetățenie. Ce cetățenie. Aș vrea să revenim la rețetă. Bale. Pentru că revenim la rețetă. Ăsta arată atât de bine. Și uite cum miroase și lima. Și astăzi. După câte ați văzut, în toate rețetele mele, încerc foarte mult să folosesc și verde. Orice ar fi, dar să fie și verde. Măcar 50% dintre ingrediente. Deci am tăiat... somonul, l-am făcut tartar, am pus capere, am pus un pic de... Caperele sunt... E o brânză. Nu știu, nu. Caperele sunt alcaparas. Alcaparas sunt un fel de semințe, nu știu de unde provin. De unde italienii. Unde le găsim? La Auchan. Eu le-am cumpărat de la... Nu le-am cumpărat de la Auchan, mi le-au făcut cadou. Mulțumesc frumos. Așa. Punem capere, punem un pic de semințe de susan, dacă avem. Apoi sos de
soia și eu am pus un pic de usturoi granulat. Îl lăsăm un pic la macerat. Okay. După aceea tăiem roșiile pe care le scurgem ca să nu, dacă sunt prea umede, umezesc tot tartarul și nu mai e bine. Belim lima, că nu știu cum să zic. Radem, radem. Wow. Că nu știu cum radem, radem. Da. Nu mi-a venit acum, radem okay, lima. Mamă, okay. Și sucul din lima. Dar nu ce? E grav, dar de nu ce e grav. Așa de grav? La mine în Bârgău așa se zice. Cuvântul vezi? Există. Cuvântul da? Există, cu siguranță nu se folosește. Și vezi că tu ai folosit cuvântul ăsta care nu se folosește, de asta ți l-am și pus acolo. Am folosit mișto. Apropo de mama când vroia să mă certe și vezi că când vii acasă te belesc. Așa zicea mama. Am înțeles, am gândit. Să trecem da? La rețetă. Să procedem. Da. Cu încredere. Depășim momentul. Hai. Tăiem roșiile, după aceea tăiem tot în cubulețe avocado. Apoi sucul din lămâie. Facem un fel de zeamă cu sucul din lămâie, ulei de măsline, sare, piper și un pic de soia. Montăm. La bază punem întotdeauna somonul, după aceea punem o capă de roșii, o capă de... Un strat de avocado, un strat de rucola. Da, 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 da. Și la urmă de tot, sosul care ne-a rămas, punem pe deasupra. Doamne, ce minunăție! Eu vreau să-l termin. În realitate aș putea să fiu gata imediat, dar vreau să termin ora următoare. Că dacă nu... timp. Da, da, da. Pentru că dacă lăsăm somonul să macereze cu sosul de soia... Cu cât mai lași să se macereze mai mult, cu atât mai mult savor o să aibă. Atât e mai gustos. Mulțumim, Angie. Mai mulțumim din suflet, Angie. Suntem pe Facebook, cu capul în zori și pe Instagram și am vrea să vă întrebăm așa, pentru că am mai găsit și despre Selena Gomez. Ea la 28 de ani și a exercitat pentru prima oară dreptul de vot. La 10 ani după ce... după majorat. După majorat, exact. După momentul în care putea să-și exprime votul. Ăsta este ciudat pentru că în contextul în care ea este un activist convins, ea are tot felul de... Militează pentru problemele globale, foamete, sărăcie, toate le face. Pe toate, violență. Exact. Selena Gomez este o voce foarte puternică, este unul dintre cei mai iubiți artiști ai tinerei generații și iată că e și o voce puternică din punct de vedere social, dar cu toate astea ne-a surprins. Exact. Doamne, cum gândim la fel, simțim la fel. Lidia, se aude Lidia. Noi suntem. Poate da, și și-a exercitat votul pentru dreptul la vot pentru prima oară la 28 de ani. Dar mai bine mai târziu decât niciodată, nu? Niciodată nu-i prea târziu, exact. Și suntem curioși cu cei de acasă și cei care ne urmăresc pe Facebook. La ce vârstă ați votat pentru prima oară? Tu ai votat fix la 18 ani? Nu aveam atunci alegeri la 18 ani, la 19 ani. La 19 ani? La 19 ani am putut să votez pentru prima oară. Aveam dar de un an prima oară când ai avut ocazia să votezi, prima ai oară votat. Când am avut ocazia să votez, am votat. Angie, la ce vârstă? Nu mai țin minte, dar eu oricum târziu, pe la 20 și... târziu. Pentru că eu eram plecat afară, atunci nu aveam acte, nu puteam nici înăuntru, nici afară, târziu. 27 și nici măcar nu aveam criteriu politic ca să votez înainte. Bianca? Da, cred că 18 aveam. 18? 18 ani, da. 18. Da, pe noi, pe Angie. Pe Fere sau pe mine? Pe cine ai votat? Ce s-a întâmplat? A căzut Bianca. Mi-a căzut o mână. La ce? Nu, o mână. Are trei mâini. A treia mânuță. La ce vârstă ai votat, Lipsa? Nu mai știu, dar prima oară am votat cu prima ocazie. Nu mai știu. A, prima dată când ai avut legile. Cam așa. Nu? Nu știu, fă tu calculul la matematică. Știți că dreptul de vot e o chestiune foarte importantă pentru că oamenii și-au pierdut viețile și-au luptat pentru a avea drept de vot. Și e foarte păcat când trebuie să votăm și nu ieșim în drum să o facem. Pentru că alți oameni au pierdut viața pentru asta, corect, pentru a obține dreptul de noroc vot. Noroc că mai nou organizăm și secții de votare și nu suntem nevoiți să votăm în drum. Dar... pare rău. A ieșit un pic. Știi că te iubesc mult. Eram și pe Facebook în momentul ăsta și citeam comentarii. Bună dimineața, Gabriel Bălan, Ștefan Neața, Nina este din clubul tău de fan din Nuremberg. Oh. Nina, pupăm Nina. Te pup, Nina. Ne spune Guten Morgen, nu știu ce înseamnă aici, Zusa. Unde? Bună dimineața, cu capul în zor, cu sufletul și cu gustul de cafea tot cu voi. Bună dimineața, sunteți minunați. Bună dimineața, Sorin. Așa, Liza, astăzi 10 fere. Îmi stă foarte bine, așa mi-a spus. Mulțumesc! Și eu mulțumesc pentru că am primit nota 10. Rămânem aici și ora următoare trecem pe la Tania, pentru că este din Timișoara și pentru că este preferata mea și pentru că este minunată. Și știi cine mai vine? Ana Baniciu, rămâneți pe TVR1. Tan, tan.